Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Slăvit să fie Domnul! Dragi frați și surori, vă invit să deschideți cuvântul Domnului din nou în Evanghelia după Matei, prima carte a Noului Testament. Și în seara aceasta să citim despre pilda comorii ascunse. Este un singur verset, versetul 44, așa cum stați pe bănci, vă rog frumos să ascultați cuvântul Domnului. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce apără, tot ce are și cumpără țarina aceea. Amin. După cum știți, în perioada aceasta, în seriile de joi, la serviciul divin, cercetăm profeții mici, prorocii mici, cu scopul să înțelegem dificultățile spirituale pe care le-a traversat poporul lui Dumnezeu și trecând prin cuvântul acesta, înțelegând dificultățile lor, vom înțelege că există un anumit tipar de comportament uman sau specific omenesc, un tipar comportamental care se repetă de-a lungul generațiilor, inclusiv în generația noastră. Observați că în istoria Bibliei nu există nici măcar o generație de oameni cu care Dumnezeu să nu fie avut probleme. Dumneavoastră acceptați că de la Adam până astăzi, pe scena istoriei, s-au perindat multe generații de oameni. Nu toți au fost afectați de emanciparea și de modernismul actual. Oamenii la început au fost simpli, au trăit mai mult la țară, tehnologizarea și lumea modernă încă nu exista și totuși păcatul l-a ofensat pe Dumnezeu în fiecare generație. Problema cu care s-a confruntat Dumnezeu mereu și mereu, indiferent că a fost vorba de generația lui Adam, de generația copiilor lui sau nepoților lui, de generația lui Samuel, David, Daniel, de generația lui Pavel sau a oamenilor lui Dumnezeu până astăzi, întotdeauna păcatul a fost o problemă împotriva lui Dumnezeu. Și generația noastră se confruntă cu aceeași problemă. Apoi, în Noul Testament, cercetăm pildele Domnului. Acest fel de a vorbi al Domnului Iisus Hristos, folosind experiențe omenești în care pune adevărul cerești, și în seara aceasta am ajuns la pilda comorii ascunse, cea de-a cincea pildă, cea de-a șasea lecție, ținând cont de faptul că prima a fost de introducere. Pilda comorii ascunse este a cincea pildă din Matei, capitolul 13, între cele șapte pilde pe care le are Matei 13. Pildele acestea vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu care a fost anunțată, care a sosit și care trebuie acceptată prin credință de fiecare muritor în mod personal și cu pocăință. Pilda semănătorului, făcând o foarte scurtă incursiune în trecut, prezintă faptul că oamenii vor reacționa diferit la împărăția lui Dumnezeu venită în mijlocul lor și predicată. Oamenii reacționează diferit. Și în familiile noastre, cei care au mai mulți copii decât unul, observați că sunt diferiți. Toți au parte de aceeași mâncare, toți dorm în aceeași casă, toți primesc aceeași învățătură de la același tată, de la aceeași mamă și când se fac mari, ai impresia că unul vine din Detroit, unul din Chicago și unul din Seattle. Și te miri de ce este așa. Și în biserică, cu atât mai mult, această diferență a reacției la cuvântul de învățătură este mult mai mare. Unii se smeresc mai mult, alții mai puțin, alții deloc. Inimile oamenilor reacționează diferit la Evanghelie. Pilda neghinei accentuează faptul că în paralel cu Evanghelia Domnului și diavolul aduce Evanghelia lui.
Și permanent un sfânt, un om al lui Dumnezeu născut din nou care a acceptat Evanghelia, va avea și alternativa cealaltă păcătoasă, împotriva căreia trebuie să se lupte până la ultima zi de viață. Iar atunci când nu se va mai lupta, va fi biruit de ea, chiar dacă are în urmă zeci de ani de experiență cu Dumnezeu. Viața de pocăință nu constă în decizia pocăinței, ci stă într-o viață trăită cu pocăință, unde lupta nu se încheie niciodată. Când se încheie lupta, dacă se încheie înainte de moarte, omul cade. Pilda grăuntelui de muștar și a aluatului, amândouă au aceeași temă, după cum pilda comorii ascunse și a mărgăritarului au aceeași temă, dar noi le studiem pe rând. Deci, pilda grăuntelui de muștar și a aluatului explică efectul și rezultatele extraordinare ale împărăției lui Dumnezeu atunci când intră în viața unui om prin credință și pocăință, chiar dacă la început totul pare lipsit de importanță. Pentru lume, decizia unui om să se pocăiască este absolut puțin importantă. Însă această decizie schimbă viața unui om, îi schimbă viața de familie, îi schimbă prioritățile și valorile vieții, schimbă viitorul și mai presus decât orice, îi schimbă locul unde își petrece veșnicia. Și totul pleacă de la o simplă decizie. În concluzie, pilda comorii ascunse, cea de-a cincea studiată, explică faptul că prețul pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu, plătit de om, este întotdeauna totul. Este întotdeauna maxim. Este tot ceea ce omul poate oferi în dreptul lui. Privind la textul din această seară, de fapt la un singur verset, cu numărul 44 din Matei 13, aș vrea în primul rând, în intenția noastră de a tălmăci cuvântul și de a face o aplicație practică pentru noi, de a primi de la Domnul un cuvânt de învățătură, aș vrea să observăm explicația comorilor din vremea Domnului Iisus. Să vorbim puțin despre ce însemna în vremea aceea o comoară ascunsă în pământ. Pentru ca să ne dăm seama, ca unii care nu mai folosim metoda aceasta, nimeni nu-și mai ascunde astăzi bani în pământ. Există bănci și alte metode de păstrare a banilor în siguranță. Dar, în vechime, oamenii bogați își țineau bogățiile în metale prețioase pe care le ascundeau în pământ din următoarele motive. Nu existau sisteme de protecție și siguranță unde să le țină. Ce însemna atunci o casă? Unii dintre ei erau în cort. Apoi, sistemul de ordine și de pază socială nu era în control ca și astăzi. Apoi, erau foarte mulți hoți care aveau drept obiectiv să jefuiască casele oamenilor bogați. Hoții nu se duc la un om sărac. Mai întâi fac un studiu să vadă de unde se merită să fure, care casă se merită să o spargă. Și desigur, casele oamenilor bogați și atunci, ca și astăzi, erau vizate. De asemenea, în vremea aceea aveau loc foarte multe războaie. Și în timpul acestor războaie, armata care cotropea țara pe care intenționa să o cucerească, luau bărbații tineri pentru armată, le luau animalele, le luau bogățiile și pârjoleau totul în calea lor. De aceea oamenii din vremea aceea care erau bogați, bogăția lor însemna în aur, în argint, în metale prețioase pe care nu le putea ține în casă. Sistemul de blocare a ușilor, să nu mai vorbim de sistemă de alarmă, nu exista în vremea aceea. De aceea oamenii bogați își ascundeau undeva pe pământul lor, îngropând în pământ, bogăția pe care o aveau. Ei, Domnul Iisus Hristos pleacă de la acest lucru care era foarte practicat în vremea aceea. Istoricul creștin Joseph Flavius, spre exemplu, vorbește foarte mult despre obiceiul acesta al oamenilor din vechime de a-și îngropa bogățiile care erau în metale prețioase în pământ. Era un lucru absolut obișnuit atunci, după cum astăzi este un lucru obișnuit oamenii să-și țină banii la bancă. Se întâmpla uneori că omul bogat care și ascundea comoara în pământ să moară. Și desigur că nu știa nimeni unde și-a ascuns comoara. Niciun om nu mai spune altcuiva. Pentru că, în general, oamenii nu se gândesc că vor muri repede. Ei speră să moară mai târziu. Exista și posibilitatea să fie luat prizonier. Repet, în vremea aceea existau dese războaie. Și dacă era luat prizonier sau dacă murea, imaginați-vă că
Comoara îngropată în pământ rămânea acolo și nu mai știa nimeni de ea. Exista posibilitatea ca o altă persoană, în anumite circumstanțe, după cum se întâmplă în pilda din această seară, o persoană care muncește pământul să sape mai adânc și să dea de comoara aceea găsind-o din întâmplare și peste noapte devenind un om bogat. Așa s-a dezvoltat mitul comorilor ascunse. Astăzi mitul acesta a început să dispară, deoarece de mult nu se mai ascund comori în pământ. Dar cu 50 de ani în urmă, cu 100 de ani în urmă, exista mitul comorilor ascunse. Spre exemplu, despre comorile lui Solomon ascunse în pământ s-a vorbit de-a lungul anilor, sutelor de ani. Să dau un exemplu din neamul nostru românesc, despre comoara lui Decebal. S-a vorbit foarte mult, gălezi de cocoșei, adică monezi de aur ascunse în pământ. Și fiecare om spera că le va găsi într-o zi și va deveni bogat. A existat acest mit al comorilor. Foarte mulți oameni au găsit tot felul de lucruri în pământ. Obiecte prețioase, comori ascunse, ale oamenilor bogați, ale chiaburilor. Domnul Iisus Hristos folosește această imagine, care în vremea lui era o experiență de viață obișnuită, și prezintă următorul scenariu, prezintă următoarea întâmplare imaginară. Un om sărac lucra pe pământul unui om bogat. Spun sărac pentru că muncea cu ziua pe pământul altuia, nu era pământul lui. În timp ce muncește pământul, găsește o comoară îngropată în pământul pe care îl lucrează, îl muncește. Potrivit legilor vremii, comoara urma să fie a proprietarului pământului, nu a muncitorului pământului. Legile statului atunci, ca și astăzi, spun că orice lucru aflat pe o proprietate aparține proprietarului, indiferent cine îl găsește, cine îl identifică. Așa că omul care a găsit comoara, deși a găsit-o, știa că nu poate intra de drept, protejat de lege, în posesia ei, de aceea o ascunde din nou în pământul unde a găsit-o. În această situație, știind că poate deveni bogat peste noapte, omul își face în mintea lui un plan. Nu pot să intru în posesia comorii, dar fac un plan. Vând absolut toate proprietățile pe care le am, mă gândesc că avea și el o casă, probabil că o vacă sau câteva oi ca să dea lapte pentru copii, probabil că avea o bucățică de pământ mai mare sau mai mică, îmi imaginez doar cam care era proprietatea unui om obișnuit din vremea aceea, care muncea cu ziua pentru a-și întreține familia, când la unul, când la altul, sau poate numai la un om, un om bogat din localitatea lui. Și el și-a făcut următorul plan. Bucata aceasta de pământ, pe care am găsit comoara și care era probabil delimitată prin vecinătățile cu alți oameni, ar costa, să zicem, 20.000 de dolari, să luăm un exemplu măsurând cu monedele contemporane. Și omul a zis, dacă eu îmi vând casa, dacă îmi vând animalele, dacă îmi vând pământul și tot ce am, iau suficienți bani ca să cumpăr bucata asta de pământ. Zis și făcut. A vândut totul, Biblia menționează că totul, nu i-a mai rămas nimic, și cu banii pe care i-a luat din vânzarea proprietăților lui, a cumpărat bucata de pământ în care era ascunsă comoara de care numai el știa. Probabil, omul care o ascunsese, murise, că cu siguranță nu era a proprietarului în viață. Omul ăsta, mă gândesc, că cumpărase pământul de la altcineva și omul ăla poate murise sau poate fusese luat prizonier. Nu se știe cum, însă actualul proprietar nu știa de comoară. În felul acesta, omul cumpără pământul. Observați, el nu cumpără comoara. O comoară nu se poate cumpăra. El cumpără țarina în care era ascunsă comoara și devine peste noapte bogat. Aceasta este explicația comorilor din vremea aceea. Acum aș vrea să fixăm elementele pildei, care sunt ușor de identificat în singurul verset care vorbește despre pildă, respectiv 44. Pilda vorbește despre câteva lucruri. În primul rând, despre împărăția lui Dumnezeu. Pildele pe care noi le studiem și în mod deosebit cele din Matei 13, toate vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Când spunem împărăția lui Dumnezeu sau
împărăția cerurilor, care înseamnă același lucru, din punct de vedere al studiului nostru în această seară, noi spunem foarte multe lucruri. Apoi, al doilea element este o comoară ascunsă, ascunsă în pământ. Al treilea element este țarina, adică este bucata de pământ în care este ascunsă comoara. Și ultimul element este omul care, muncind pe proprietatea altuia, găsește în pământ ascunsă comoara respectivă. În istoria predicării creștine de 2000 de ani încoace, au existat mai multe interpretări ale acestei pilde. Două dintre ele însă au fost importante. Am să vă spun despre amândouă și, în ceea ce mă privește, crezând că una dintre ele este ceea ce Domnul a vrut să spună, am să împărtășesc cu dumneavoastră dezvoltarea ei. În primul rând, o primă interpretare a acestei pilde este următoarea. Comoara este împărăția lui Dumnezeu, este adusă pe pământ între oameni și persoana care o găsește și care vinde totul ca să o poată cumpăra, intră în această împărăție. Aceasta este prima interpretare. A doua interpretare inversează foarte mult rolurile și spune următorul lucru. Comoara e omul. Omul care este ascuns în pământ, în păcat. Și Mântuitorul Iisus Hristos renunță la slavă, coboară pe pământ, pentru că omul acesta, deși păcătos, el este o comoară și Domnul îl recuperează și îl mântuiește. Care este explicația pildei? În al treilea rând, explicația pildei. Felul în care Mântuitorul Iisus Hristos prezintă pilda și elementele ei, punându-le în relație unul cu celălalt, ne ajută să înțelegem următoarele lucruri. În primul rând, împărăția lui Dumnezeu este asemănată cu o comoară. Uitați ce spune pilda. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară. De aceea, nu putem să spunem că omul se mai aseamănă cu o comoară. Împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu o comoară. Comoara este Domnul Iisus Hristos și El este manifestarea împărăției lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce spune Matei în capitolul 12, versetul 28. Dacă eu scot afară demonii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Cu alte cuvinte, împărăția lui Dumnezeu se manifestă acum în mijlocul vostru prin mine. Și viața veșnică este aceasta, spune Ioan în capitolul 17, versetul 3. Să te cunoască pe tine, adică pe Dumnezeu Tatăl, și pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, pe care l-ai trimis tu, Tată. Împărăția lui Dumnezeu a venit pe pământ prin Domnul Iisus Hristos, odată cu Domnul Iisus Hristos, și El este exponentul lui Dumnezeu, sau exponentul împărăției lui Dumnezeu, reprezentantul acesteia pe pământ. Al doilea lucru pe care îl putem fixa din text, în mod sigur, este faptul că această comoară, adică împărăția lui Dumnezeu, că ele sunt comparate, sunt puse în antiteză, este ascunsă în țarină. Țarina este proprietatea, bucata de pământ pe care muncea omul care a găsit comoara. Țarina poate fi comparată cu Israel sau cu Evanghelia Domnului, cu cuvântul lui Dumnezeu descoperit evreilor de-a lungul trăirilor spirituale cu Dumnezeu. Un cuvânt care le-a fost descoperit prin profeți. Ascultați ce spune Ioan în capitolul 1, versetul 11, un verset foarte bine cunoscut de noi și citat des în predicile predicatorilor. El a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce le-au primit, adică tuturor celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă sau să se numească copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu și spune din ce nu și din ce da. În al treilea rând, un om care găsește comoara, adică această împărăție a lui Dumnezeu manifestată prin Domnul Iisus Hristos, venit pe pământ întrupat prin fecioară, vinde tot ce are și o cumpără în schimbul pierderii la tot ceea ce a avut până atunci. Vânzarea la tot ce are este renunțarea deliberată
personală, conștientă, la absolut toate lucrurile de până atunci. În contextul spiritual al Scripturilor, înțelegem că omul acesta se pocăiește și renunță la sine. Renunță la sine. Am să vă citesc câteva versete din Luca, citesc capitolul 14, versetele 26 și 27 și apoi 33. Dacă vine cineva la mine și acum observați la ce trebuie să renunțe, ce trebuie să vândă și nu urăște pe tatăl său, nu urăște pe mama sa, nu urăște pe nevasta sa, nu urăște pe copiii săi, nu urăște pe frații săi, nu urăște pe surorile sale, nu se urăște pe el însuși, nu poate veni, nu poate fi ucenicul meu. Oricine nu-și poartă crucea, altceva ce trebuie să vinzi, altceva la ce trebuie să renunți, și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Tot așa fiecare dintre voi, care nu se leapă de ce are. Ce a vândut omul? A vândut tot ce avea. Tot așa, oricare dintre voi, fiecare dintre voi, dacă nu renunță la tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Orice lucru care rămâne între omul credincios și Dumnezeu devine un lucru care îl separă pe omul credincios de Dumnezeu. Devine un lucru care întrerupe relația. Acest mod de a trăi cu Dumnezeu este fals și este numit religie. De aceea Domnul pretinde ca venirea la El să fie făcută în urma abandonului la absolut toate lucrurile. Ajunge Domnul să dea exemplele cele mai bizare. Mamă, tată, soție, copii, frați, surori. Nu mașină, casă, lucruri de lângă noi, ci persoanele dragi nouă, oamenii cei mai apropiați din viața noastră. Și în concluzie spune tot ce are. El însuși, și la el să renunțe. Adică să renunțe la dreptul lui de a-și conduce viața, să renunțe la dreptul lui de a hotărî care sunt valorile și non-valorile, să renunțe la dreptul lui de a-și fixa prioritățile, permițându-i Domnului să facă lucrul acesta. Cu alte cuvinte, Galateni 2:20, sunt mort, dar trăiesc, însă nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Adică să fii mort pentru tot ce a însemnat viața păcătoasă de până acum și viu pentru înnoirea pe care o aduce Hristos în viața nou înființată, nou născută. Observați, frați și surori, că felul în care Domnul explică această pildă ne ajută să înțelegem următoarele lucruri. 1. Împărăția lui Dumnezeu este asemenea unei comori foarte mari. Împărăția lui Dumnezeu este asemenea celei mai mari dintre comorile care există. De aceea, comoara aceasta este descoperită în persoana Domnului Iisus Hristos, care a venit din cer pe pământ. Omul care înțelege acest lucru și renunță la absolut totul, asta numindu-se pocăință, renunțare la sine, pentru ca să-L poată primi pe Hristos, pe care altfel nu-L poate primi, omul acesta intră în împărăția lui Dumnezeu. De fapt, mesajul acestei pilde este un mesaj de evangelizare. El spune că orice om poate veni la Hristos dacă acceptă să renunțe la toate lucrurile, la toate prioritățile, la toate drepturile, la toate păcatele din viața lui. Iar dacă nu face lucrul acesta, nu poate intra în posesia comorii. Ori comoara, ori lucrurile din trecut. Al doilea lucru pe care îl putem fixa cu siguranță în pildă, este că această comoară a lui Dumnezeu este ascunsă în țarină. Și de asemenea, un om găsește această comoară și o cumpără cu prețul la tot ceea ce are. Gândindu-ne la aplicația pildei, constatăm următoarele lucruri. Această împărăție
are un caracter personal. De ce? Omul care găsește comoara o ascunde. Nu împarte secretul acesta cu nimeni. Este o problemă personală. Are un caracter personal. Pilda vorbește despre o problemă personală. Și această problemă este poate cea mai personală problemă din viața unui muritor. Dreptul de a hotărî singur pocăința sufletului lui. Aici omul nu trebuie să se lase influențat negativ nici de soție sau de soț, nici de copii sau părinți, nici de factori de circumstanță, nici de privilegii la care probabil ar trebui să renunțe prin pocăință. Ce vreau să spun este faptul că agricultorul care a găsit comoara aceasta a știut că este șansa vieții lui să devină bogat și de asemenea a știut că nu și-o poate însuși decât doar dacă rămâne o problemă personală. Dacă se ducea să-i spună proprietarului, proprietarul spunea mulțumesc, probabil că îi dădea și lui 100 de dolari, dar proprietarul avea dreptul protejat de lege să ia comoara și să o însușească că era pe proprietatea lui. De aceea, omul care a găsit comoara n-a mai spus absolut nimănui, înțelegând că este o problemă pur personală. Noi putem împărtăși cu oamenii multe lucruri, dacă e timpul potrivit sau nu să facem o afacere, dacă e bine să ne cumpărăm o mașină mai mare sau mai mică, mai scumpă sau mai ieftină, în intenția că vrem să ne cumpărăm o mașină, dacă ar fi bine să... unde merge business-ul mai bine, în nord sau în sud? Toate lucrurile acestea este bine să le discutăm cu oamenii care sunt în domeniu, pentru că sunt sfaturi care ne prind bine. Desigur, decizia este personală, dar e bine să facem o cercetare, e bine să facem un research, e bine să ne interesăm un pic. Să vedem ce spun și alții care se pricep în domeniu. Dar când este vorba despre comoară, adică despre Iisus Hristos, este o problemă a ta, a dumitale personal și a Domnului Iisus Hristos. El vrea să te mântuiască și decizia pe care trebuie să o iei, trebuie să o iei fără să te lași influențat de oameni care... Dacă sunt credincioși, te influențează să o iei, dacă sunt necredincioși, te influențează să nu o iei. Ce vreau să spun este că decizia față de comoară este o decizie absolut personală. Trebuie să o iei în inima ta. Acceptarea pocăinței față de păcat și acceptarea credinței față de Dumnezeu este o problemă a fiecărui individ. Este o problemă absolut personală. Nici o societate, nici un guvern, nici o familie, nici un om nu ar trebui să-și permită să facă presiuni asupra unui individ ca să nu se pocăiască dacă el în inima lui a găsit comoara. Oricine își permite să facă lucrul acesta va da socoteală de sângele acelui micuț pe care îl oprește, îl împiedică să se pocăiască. După cum tot la fel, dacă cineva este pocăit și primește piedici și bariere și dificultăți, pricini de potignire de la o altă persoană pe calea credinței, persoana aceea care și-a permis să facă lucrul acesta, spune Biblia că mai bine ar fi să îi se lege de gât o piatră de moară și să fie aruncată în mare, decât să încurce calea spre cer a unuia dintre micuții care aleargă înspre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul vorbește aici și prețuiește viața, mântuirea sufletului, încercând să elimine orice posibilă piedică în calea pocăinței sau în calea desfășurării pocăinței unui om. Trebuie să acceptăm că astăzi se fac multe presiuni împotriva celor care vor să se decidă pentru Hristos. În mod inconștient, poate părinții, am primit o scrisoare în cadrul emisiunii Pastorul cel Bun, o să vă citesc probabil duminică, o tânără vorbește despre faptul că s-a hotărât pentru Dumnezeu în urma ascultării acestor emisiuni, a mers la biserica penticostală din sat, însă bunica, când a auzit, o bunică fiind foarte ortodoxă în credința ei, când a auzit despre decizia nepoatei, a stat de vorbă cu părinții fetei, adică cu copiii ei, și a insistat foarte mult să pună piedici copilului ca să nu se pocăiască. Și acum fetița spunea, tânăra aceasta spunea,
Rugați-vă pentru mine, pentru că am înțeles că trebuie să mă pocăiesc, dar familia care mă întreține nu-mi permite și nu știu ce să fac. Probabil că ar fi o soluție să stau până la 18 ani, când devin majoră și pot să iau o decizie pentru viața mea. Imaginați-vă dacă ați fi fost vecinul acelui agricultor, imaginați-vă că ați avea un vecin care trăiește foarte modest, trăiește de azi pe mâine, n-are niciun ban de rezervă. Numai din ce câștigă, dacă s-ar îmbolnăvi, n-ar mai avea nimic. Dar din ce câștigă astăzi, cheltuie pentru mâine. Își cumpără pâine pentru mâine. Omul probabil că are și el 2-3 oi acolo, să aibă lână și lapte pentru copii, are o casă foarte modestă, are ce să mănânce, dar trăiește foarte modest. Și dintr-o dată, imaginați-vă că auziți, întâlnindu-vă cu el la poartă sau mai nu știu unde, spune: vecine, vreau să-mi vând casa. Dar de ce? Păi, cu banii pe care îi câștig pe casă și pe bucata mea de pământ și pe cele 2-3 oițe sau vacă ce are omul acolo în curte, vreau să-mi cumpăr o altă bucată de pământ care este puțin mai la vale, mai departe de sat. Și v-ați gândit: mă, omule, dar îți cumperi o bucată de pământ, dar îți vinzi casa, familia unde doarme? Nu mai ai un coteț pentru animale, pentru păsări. Unde îți stau animalele? Nu mai ai lapte și lână de la vacă, de la oi. Ce se întâmplă cu tine? Tu îți cumperi doar o bucată de pământ și ce mănânci? Decizia acelui om a fost foarte ciudată pentru concetățenii lui, pentru vecini. Imaginați-vă că s-a dus la nevastă și a spus: femeie, ne vindem casa și ne cumpărăm alta mai mare? Nu, da? Ne cumpărăm doar un pământ. Și noi unde dormim? Știți cum sunt soțiile? Ele au nevoie de o casă, au nevoie de siguranță, să-și crească copiii, să aibă un acoperiș deasupra capului. Imaginați-vă că omul a fi intrat în conflict cu nevasta. Eu fi zis: mă, omule, ne duci sub cerul liber? Aici de bine de rău avem o căsuță. Decizia acestui om a fost foarte ciudată. Îmi vând casa și pământul ca să-mi cumpăr un pământ. El era singurul care știa că bucata aia de pământ nu-i doar o simplă bucată de pământ. El era singurul care știa că în interiorul acelei bucăți de pământ există o comoară care o să-l facă bogat. El știa că bogăția din comoara aceea este atât de mare încât va avea animale multe, va avea casă mai mare și va avea condiții mai bune de viață. De aceea oamenii care îl criticau pentru decizia care a luat-o, îl criticau fără să știe tot adevărul. Asta se întâmplă și atunci când te pocăiești. Vin toți vecinii care trăiesc în păcat și în destrăbălare și spune: nu te pocăi. Dar sugestia lor este o sugestie incompetentă. Ei îți vorbesc despre lucruri la care nu se pricep. Ei spun că Iisus nu există. Ei spun că Biblia nu e adevărată. Ei spun că nu-i bine că vrei să te botezi, dar el n-are habar de ce ăla botez. El nici nu știe despre biserica la care vrei să mergi. El nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dar vorbește împotriva Lui. În ignoranța, în neștiința și în necredința Lui, el vorbește împotriva Lui Dumnezeu fără să-L cunoască pe Dumnezeu. Și dacă ți-a pleci urechea la un astfel de om, el vorbește împotriva și spune: Doamne, nu-ți vinde casa. El nu știe de comoară. El crede că-ți vinzi casa și rămâi pe drumuri. De aceea nu ți-a plecat urechea când te descurajează altcineva în legătură cu viața spirituală. Pentru că este imposibil să investești în împărăția lui Dumnezeu și să pierzi. Pierd oamenii care încearcă să câștige lumea pierzându-și sufletul. Dar oamenii care încearcă să-și câștige sufletul nu-l vor pierde niciodată. Este promisiunea Scripturilor. Uitați ce spune Scriptura aici. Luca 17:20. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Când se pocăiește un om, nu-ți imaginezi ce va face Dumnezeu din omul ăla. Poate este o persoană fără școală, poate este o persoană fără bani, poate este un anonim în localitatea lui, nebăgat în seamă, dar nu poți să-ți dai seama ce planuri are Domnul cu persoana aceea. Nu știi în ce fel îl va folosi și la ce nivel. Poate va face din el un mare predicator, poate va face din el un mare poet, un mare cântăreț. Poate va face din el un mare lider, un mare conducător. Dar noi, oamenii care stăm pe margine, n-avem de unde să știm lucrurile astea.
Împărăția lui Dumnezeu nu vine să izbească privirile. Când intri în Parlamentul României, asta izbește privirile. Când câștigi nu știu câți bani dintr-o dată, în urma unui, să zic, unei minuni, asta izbește privirile. Dar când te pocăiești, și mai ales un om simplu, nu e nicio treabă. Nu e niciun news, nu e nici o veste extraordinară. Nu scrie în ziar despre asta nimeni. Împărăția lui Dumnezeu nu vine ca să izbească privirile. Împărăția lui Dumnezeu nu dă celebritate. Împărăția lui Dumnezeu nu dă putere în felul lumii. Împărăția lui Dumnezeu nu oferă poziții în felul lumii. Împărăția lui Dumnezeu oferă neprihănire și atât, dar neprihănirea nu este apreciată de lume. Lumea disprețuiește neprihănirea și o confundă cu slăbiciunea. Niciun om din lume nu i-ar place să fie neprihănit, să fie anonim, să-și întoarcă și obrazul celălalt, să tacă în loc să-l pognească cum făcea înainte pe cel care îl deranjează. Împărăția lui Dumnezeu vine și nu izbește privirile. Ea nu-i tentantă. Dacă nu știi de comoara din țarină, țarina, și tu ai o țarină. E adevărat că nu în partea aia, e marginea cealaltă a satului. Da, nu dai eu pământul meu pe altul. Dacă ai ști că în țarină e comoara, ți-ai vinde și casa, și vaca, și oile, dar nu știi. Vedeți, credința vine în urma auzirii. Dacă n-ai auzit de comoară, niciodată nu o să-ți vinzi casa. Ții la ea, ești legat de ea, pentru o bucată de pământ îi dai în cap la frate, la soră, te ceri cu mama, nu mai vorbești cu tata. Dar când afli despre comoară, credința îmi vine în urma auzirii veștii despre comoară. Așa se naște credința. Auzi informația, auzi vestea extraordinară că există comoară și atunci nu mai ești legat de nimic, pentru că ce urmează să câștigi este infinit mai mult decât ce vinzi tu, ce pierzi tu, lucrurile la care tu renunți. Dacă oamenii ar pune problema așa, adică într-o manieră duhovnicească, s-ar pocăi imediat. Dar ei pun problema firește. Ei spun casa mea, animalele mele, proprietatea mea. Ei nu apreciază țarina, fiindcă ei nu știu că în ea undeva există o comoară care îi va face niște oameni deosebiți în împărăția lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Pavel. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei care sunt pe calea pierzării, a căror minte este în primul rând necredincioasă și în al doilea rând orbită de Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucirea Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. 2 Corinteni capitolul 4, versetele 3 și 4. Un astfel de om nu va aprecia țarina. Un astfel de om nu va vinde nimic pentru țarina aceea, pentru că el nu vede comoara, el nu apreciază comoara, pentru el se uită firește, el nu gândește duhovnicește. Cine nu gândește duhovnicește nu poate să fie mântuit, iar dacă este mântuit în urma pocăinței de moment, omul acela nu va putea să rămână mântuit până la sfârșit. Al doilea lucru pe lângă caracterul personal este caracterul selectiv. Uitați ce vreau să spun aici. Se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Asta înseamnă că cine nu renunță la ceva, nu poate primi altceva. Cine nu renunță la ce are el și la ce este el, nu poate primi ce are Dumnezeu și ceea ce oferă Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți dă dacă ceea ce tu ești, ceea ce tu ai, nu arunci. Dumnezeu nu pune mărgăritarele sale într-o inimă necurățită, neeliberată și ocupată cu tot felul de zdrențe și de lucruri slabe. După ce omul vinde tot ce are, de-abia atunci intră în posesia comorii. Nimeni nu-l poate primi pe Domnul Iisus Hristos, separat de contextul în care a venit. Gândul acesta mi se pare grozav. Observați! Agricultorul nu a cumpărat comoara, a cumpărat țarina. Asta înseamnă, Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, e o conjuncție, și neprihănirea lui. Toți oamenii caută împărăția lui Dumnezeu. Și ortodoxii, și catolicii, și musulmani, și hindușii după împărăția lui Dumnezeu, să știți că aleargă. Numai că aleargă în maniera denominațională în care au intrat. Dar nu neapărat și neprihănirea. Biblia spune căutați împărăția, dar și neprihănirea. Asta înseamnă că nu poți avea comoara fără țarină.
Nu-L poți avea pe Hristos fără Biblie. Nu-L poți avea pe Hristos fără rugăciune. Nu-L poți avea pe Hristos fără contextul care aureolează, dacă îmi permiteți așa un cuvânt inventat, care, contextul care înfășoară prezența Lui. Nu poți să spui, îl vreau pe Hristos și nu mai mă interesează de celelalte lucruri. Vă mai aduceți aminte că vă povesteam cândva, am fost abordat în București când eram la seminar, de doi tineri americani, mormoni, care misionau în România. Ei erau îmbrăcați în negru foarte sobru, vorbeau foarte stâlcit românește și m-au primit și mi-au spus, tinere, vrei să-L primești pe Hristos? Și la început n-am știut cum să mă comport și am spus, de ce? Ce primesc dacă îl primesc pe Hristos? Și a spus, primești împărăția lui Dumnezeu. Și la ce trebuie să renunț ca să-L primesc pe Hristos? Și ei mi-au spus, la nimic. Ei au studiat cultura noastră și au înțeles că mirarea mea, în spatele mirării mele, era o întrebare, au anticipat-o. Și au spus, știm la ce te gândești. Te gândești că trebuie să renunți la țigări, la alcool și la alte păcate. E adevărat? M-au întrebat și am spus, da. Și zice, stai să-ți explicăm noi cum stau lucrurile cu asta. Zice, țigările sunt dușmanul tău, sunt dușmanul oamenilor. Da, am spus eu, neștiind ce vrea să-mi spună. Alcoolul, și-a mai înșirat câteva păcate din astea mai publice. Și de fiecare dată mă întreba, este ăsta dușmanul tău, dușmanul lui Dumnezeu? Și eu am spus da. Și el a deschis o bibliuță și mi-a citit din ea următoarele cuvinte. Iubiți-vă dușmanii, iubiți-vă vrăjmașii. Asta a vrut să spună Hristos? Sigur nu. Ei, atunci când îl primești pe Domnul, trebuie să-l primești pe Domnul alături de toată Scriptura, de voia lui Dumnezeu. Trebuie să-l primești alături de toată pocăința, alături de toată neprihănirea, nu pur și simplu să-l primești pe Domnul și să faci ce vrei. Este selectiv, ori Domnul cu totul, ori nimic. E la pachet. Împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă ce vrem noi. Împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă ce ne trece nouă prin cap. Împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă ce ne spun nouă unii și alții. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă ce spune Biblia. Și din Biblie fiecare spune ce înțelege, ce știe, ce poate, ce are interes să spună. Unii iau din Biblie numai ceva anume. Mă apropii de încheiere spunându-vă de faptul că Domnul Iisus Hristos face la un moment dat o afirmație greu de înțeles. Într-un popor religios ca și Israel îl spune, nu toți cei care îmi spun Doamne, Doamne, suntem la caracterul selectiv al împărăției, nu toți cei care îmi spun Doamne, Doamne vor intra în împărăția mea. Nu toți. Nu toți? Nu. Și atunci fiecare se gândește, dar nu cumva, eu nu voi intra. Vreau să vă spun că, de fapt să vă aduc aminte, privind partidele religioase ale vremii în care a trăit Domnul Iisus Hristos, existau câteva categorii de oameni, saduchei, farisei, zeloți, samariteni, să nu mai pun esenieni și alții. Observați că fiecare dintre aceste partide religioase au transformat Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia Împărăției, în ceva personal. Și uitați cam cum s-a întâmplat. Acestea sunt doar niște exemple care au rol să le aplicăm la noi astăzi, altfel nu înseamnă prea mult. Spre exemplu, fariseii au făcut din Împărăția lui Dumnezeu împărăția tradițiilor. Saduchei au făcut din Împărăția lui Dumnezeu împărăția seculară. Ăștia aveau o evanghelie seculară, nu credeau în învierea morților, nu credeau în îngeri, nu credeau într-o grămadă de lucruri. Pentru ei evanghelia însemna doar un set de principii etice. De asemenea, zeloții au făcut din Împărăția lui Dumnezeu împărăția războiului. Zeloții era partea a națiunii evreilor care își rezolvau problemele cu sabia, prin revoluții, prin răscoale. Erau niște oameni violenți. Și de asemenea, samaritenii au făcut din Împărăția lui Dumnezeu împărăția religiei și a mediocrității spirituale, fiind separați de templu, fiind separați de Israel. În concluzii, la pilda din această seară, lumea modernă creează foarte multă confuzie spirituală. Și dacă lăsăm această lume modernă să ne influențeze, atunci viitorul nostru spiritual poate fi compromis. În primul rând, oferă omului care vinde totul pentru împărăția lui Dumnezeu sentimentul că a făcut o afacere slabă. Ce înseamnă asta? Celui care se pocăiește îi dă sentimentul că și-a stricat viața și a pierdut tinerețea. În contextul nostru aici, în emigrație, vecinii noștri nu sunt români, nu suntem în cultura noastră, dar cei care ați fost pocăiți în România, vă mai aduceți aminte ce se spunea unui tânăr când se pocăia? Ți-ai pierdut mințile, ți-ai pierdut tinerețea.
Ți-ai încuiat viața, n-o să mai ai parte de bucurii. Diavolul, lumea modernă, dă sentimentul celui care vinde totul și primește comoara, adică se pocăiește, îi dă sentimentul că a făcut o afacere foarte slabă și îl descurajează. Mai mult de atât, omul care nu caută împărăția, nu găsește comoara și n-are de gând să o ia, să vândă totul pentru ea, îi dă sentimentul că a făcut o treabă foarte bună. Zice, băi, ești bărbat, ții la tradiția neamului nostru. Nu ți-ai pierdut credința pe care a avut-o și maică-ta și taică-ta și bunicii noștri, a avut-o și Ștefan cel Mare, ești un om de treabă, mă, tu nu te-ai lăsat corupt de pocăiții. Îi dă sentimentul că necredința lui este o afacere bună, bine că nu te-ai schimbat, ești bărbat. Și îl încurajează să nu cumva să se schimbe, să nu cumva să se pocăiască, că face bine că nu se pocăiește. Și apoi încurajează omul care a găsit comoara și nu vinde totul pentru a o cumpăra, că se poate și așa. Adică, vând o parte din ce am, dar nu vând totul. Îmi mai opresc o oiță să mai am o țâră de lapte, un pic de lapte pentru copii, sau dau doar un exemplu, îmi mai opresc ceva, nu vând totul, se poate și așa. Noi trebuie să acceptăm, frații mei dragi, că cel mai mare risc pe care îl au oamenii care primesc comoara este nu că nu primesc comoara, că Domnul ne oferă, că de aceea a adus-o pe pământ. Cel mai mare risc este să vrem să primim comoara în condiția în care nu vindem totul. Și rămân anumite lucruri dragi nouă, lipite de noi, anumite păcate, anumite hobby-uri, anumite pasiuni, anumite rămân lipite de noi și nu vindem totul. Și vrem să ne bucurăm și de comoară, dar să nu ne vindem totul. Să mai avem și o căsuță, să nu ieșim în câmp. Că pare, dacă până mă întorc eu după ce mi-am vândut casa, cineva găsește comoara, pierd și casa, pierd și comoara. Aș vrea în seara aceasta să vă invit ca pe unii care mă gândesc ca și mine, ca și casa mea, vă iubiți sufletul și vreți să ajungeți în cer. Gândiți-vă în această seară dacă nu cumva mai sunt lucruri de care nu ne-am despărțit. Pavel ajunge să spună, omorâți mădularele voastre și începe să înșire păcatele de la cele mai grave calificate de noi în biserică, grave, până la cele mai subtile ca și bârfa, cleveteala și așa mai departe. Lucrurile acestea, aduceți-vă aminte că o minciună pe Anania și Safira i-a oprit. Stați înaintea Domnului alături de mine în această seară și gândiți-vă, comoara este aici, a fost adusă în lumea noastră. Dar noi trebuie să ne facem partea. Și partea noastră este să vindem totul și prin credință să ne bazăm pe comoara, care este Iisus Hristos. Vă invit să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.